Înainte de video, șefilor, vreau doar să vă zic că povestea asta e serioasă, nu e vreo parodie la Elie și la butonul lui ori ceva stupid de genul. Partea bună e că totul s-a terminat cu bine, Doamne ajută, și să aveți mare, mare grijă cum vă feriți de hoți. Dacă aveți de gând să mergeți la mare vara asta sau presupun că în oricare vară și mai ales dacă sunteți în România, luați aminte de la mine. Țineți-vă de cuc bine. Mua! Peste tot n-are cum, efectiv, pat pule. Asta era singurul loc în care a fost deschis 3 secunde și aici a dat poliția cu chestia de aia verde. Nu știu dacă se vede, că gen e lumină. Vedeți pula asta verde? Are cu pule verzi peste tot ca să ia amprente și căcat. Apoi a scăpat căcat negru pe jos, fără niciun sens, doar l-a scăpat. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Măi, nu e așa de gândesc că ți-am pus de tot. Că am pus ursul ăsta. Ursul ăsta din spate îl vom numi Bruno pentru că e alb, pentru că are sens. Și l-am găsit în casa asta, valena de ce are un urs casa asta, dar aparent e sexy și dă bine înfundat. Deci, eu sunt alpaca și practic am fost furați la Neversea. Bine, a fost el furat, că de-aia în cadrul, el este Voinea, pentru cei care nu știți. Povestea e destul de amuzantă, pentru că s-a terminat bine, că dacă nu s-ar fi terminat bine, nu era amuzantă. Să nu te uiți în partea de sus, te uiți în partea de jos. Mecheria vine cam așa. Hai să începem cu începutul, pentru că poate mulți sunteți curios cum pula mea a ajuns un hoț să intre în casă și de reținut. O să vedeți că o să fie foarte amuzant. Eu eram în casă. Da. Eu eram în casă. Erau atâtea posibilități prin care putea să ciordească, mai puțin asta și fix pe asta. În fine, să începem cu începutul. Deci eu am venit la mare cu Voinea, practic, sâmbătă, duminică și vineri între ghilimele. Practic vin 3 zile, vreo 2 și ceva. Ideea e că stau aici, să zicem, 3 zile, ok? Prima zi a fost vineri, adică acum 2 zile, bine, când vezi tu video ăsta sau în fine când e postat, dacă te uiți în 2014, salut în 2014. Uite din trecut, viuri din trecut. Ideea e că am ajuns într-o vineri. Am ajuns pe la 12 sau ceva în genul ăsta. Nu, cam așa. Eu am un singur bagaj la mine, am un ghiozdan. În ghiozdan am laptopul meu și camera cu care filmez acum, cu care mă vezi tu, măi nesimțitule, să-mi mulțumești pentru asta. Iar el a venit cu laptopul, are o tabletă grafică, că poate mai lucra niște căcaturi, și na, o chitară și alte căcaturi random care nu se zici că nu-s valoroase. Haine. Da, yes. Și telefonul și chestii, da? Portofelul și ăsta zici că le-ai la tine. Dar singurul lucru care a rămas în casă când a venit hoțul ăla, este tot în afară de portofel și un portofel a rămas, două, da, bine? Deci asta rămâne de viitor, să înțelegeți cât de prost e hoțul și în același timp, în fine. Că îți dai seama că dacă fura bani din portofel, presupune că fura doar banii din portofel. Nu dai seama niciodată că a venit hoțul ăla, vezi că e pierdut sau ceva. Bă, mi-aș fi dat seama când a sunat poliția. Mai încolo. Ne-am pus aici lucrurile, eu am camera asta, care e un fel de canapea cu ciclu pe ea, vedeți, nu știu dacă vedeți aici. E o canapea transformată în pat cu Bruno și el are o cameră fix lângă, gen, fiecare cameră are un balcon, asta are un balcon, aia are un balcon. O să-ți arăt după aia, la final de tot, gen, cum arată casa mai exact, cum arată ușa pe care a intrat hoțul și laptopul și toate pule și inclusiv balcoane și chestii, o să le vezi, nu-ți fă tu griji, măi. Ideea e că ne-am pus în pat, fiecare, la camera lui, da? După aia, după un timp, Voinea a vrut să plece și eu am rămas în casă. Eu aveam cheia, totul era închis, mai puțin o ușă care era aproape închisă și și pe aia am închis-o. Numai că gen, a avut cred că 5 minute de timp să fie deschis. Gen, a avut 5 minute time-ul ăla să fie deschisă ușa aia, știi? Am lăsat geamul de la balcon deschis 5 minute. 5 minute în pula mea și ideea e că suntem la parter. Ok, deci nu e ca și cum stăteam la etajul 15 și a sărit la 14 etaje și gen pac și pac am venit să te ciordesc, e Moș Crăciun. Nu, eram la parter. De, nici parterul ăsta nu e ușor, știi, foarte ușor de sărit, gen, nu e parter, gen, știi, nu e ca și cum ar fi la nivelul tău, că atunci doar ridici un crac și te-ai pus la... Deci, da. Oricum trebuie să te urci cumva, știi? Și nu se observă de la o poștă că toate ușile se deschis. În fine, ideea e că ne-am pus, fiecare în camera lui, el a vrut să plece, eu am rămas singur. Am dat drumul la televizor, am jucat pe laptop, am vorbit la telefon, am trăit până a venit el. Am fost pe balcon să strig după el, să-mi aruncă papuci, că am plecat fără papuci. Mă jur de că cred eu că ăla a fost tipul care a intrat hoțul, că e imposibil altcândva, că gen după ce te-a strigat ție, și ăsta era balconul meu pe care l-am strigat pe el, gen nu era pe balconul lui, știi? Nu era celălalt balcon. Fix atunci cred eu că a intrat hoțul, gen că i-a văzut plecând și după aia a zis că hai să intru la ei. Dar în același timp eu eram în casă, asta nu mi se pupă mie, că și dacă îi vedea pe ei plecând, da? Eu am ieșit pe balcon și am urlat după ei să merg ca papuci. Gen, implicit era cineva în casă. Avea sneak level și 100 și mai era și tic. Deci a intrat, avea 5 minute să intre și numai că a intrat, de nu s-a observat nimic, a luat laptopul doar și o tabletă grafică care era pe laptop și a plecat. Voinea generală la Neversea, atunci era un portofel pe pat, în mijlocul patului se vedea, era portofelul negru, cearceaful alb, se vedea în mijlocul patului portofelul. Deci era portofel în pat. Erau atâtea chestii care... erau atâtea chestii care putea să le ciordească. De-aia nici măcar n-a părut plauzibil când Voinea m-a întrebat că îi lipsește laptopul dacă am făcut eu cea cu el. Că nu părea că pare ciordibil, că efectiv. Și am închis și ușa, gen, era totul așa de închis. Nu știu cum să explic. Am ajuns la 2 noaptea acasă și m-am uitat și am văzut că nu mai am laptopul. Și l-am zis, dar ai umblat cu laptopul meu? A zis, nu. Și... geamul de la balcon închis, totul închis, laptopul meu unde e? M-am culcat. Deci a avut 5 minute în care putea să intre. Atât. Că după aia, gen, eu sunt ragiu, ok? Eu sunt super precaut, că mi-e vorba de o grămadă de căcaturi. Nu m-aș să intre voțul peste mine, în pula mea, dar tot eram precaut, știi? Adică și în momentul ăla când gen s-aude ceva în baie, știi, ești în camera ta, știi, ești ceva gen, e o buntă de pe jos, e o ceva, e pe Bruno cu tine, și ești ceva gen, bă, hoțul de unde ești? Și gen, umbli prin casă ca prost, a prins becuri peste tot și ești atent să nu fie un hoț, dar aici, efectiv, ești în plain sight, gen, dacă ai o ușă deschisă, intră toți dracii, intră și țigani peste tine. Martă de Jehova. Da, intră toți în pula mea. Am auzit un zgomot. Vadă că vecinii de sus fac zgomote într-una. Ori se fut cu manguste, ori bat cuie în copii, nu știu ce pula mea fac, dar ori să plânge cineva, ori se fut în ziduri, efectiv dau găuri în ziduri cu pula, ceva se întâmplă deasupra. N-avem de unde să știu dacă s-au zgomoturi din casă, dar eu fiind precaut, eu efectiv, când am auzit în pula mea, că s-a auzit ceva pe acolo, știi? Am luat, efectiv, nu știu ce, am luat o pulă, găsește că aici o pulă, e unde el dă, da? Am deschis ușa încet, am luat prin casă, am aprins toate becurile în pula mea la baie, am închis până și geamul la baie, am închis geamul în toată, am închis geamul din rai, din iad, am închis geamul peste tot. Deci care cred că m-au șușut pe hor. Am verificat în bucătărie, am lăsat toate becurile aprinse pe gen, am lăsat becul aprins efectiv peste tot până ne-am dat check-in, știi? Și camera lui era ultima, pentru că era închisă. Adică ușa de la camera lui se deschide random, știi? Adică gen n-ai cuietoarea bună, se deschide ploș-ploș, știi? Și acum, n-aveam nu știu dacă hotul a deschis ușa, dacă ușa a deschis singură, ideea că am intrat cu dildou. Și logic, dar giui și ăla, în pula mea. Dacă e un hoț în cameră, da? Unde te ascunde? Și în camera n-ai unde să te ascunde, decât poate în dulap și după ușă. N-ai loc în dulap. Ideea e că, gen, gândește logic, dacă hoțul după ușă, ce faci prima oară? Învățat de la Dragiul lecții despre bețurile mei. Trântești ușa de zid, că îi dai cu ea în față, verifici în cameră ținând de ușă, și după aia dai după ușă, dragi și după ușă. Asta e toată șmecheria. Am verificat, nu era nimic. Nu era nimica, deci ora că ăla s-a ascuns dracului sub pat și n-ai cum că e gen pat din ăsta în pula mea care n-are loc să se bagi sub el. Orice a făcut, nu știu ce a făcut, dar ideea e că nu era când am verificat eu. Am închis toate geamurile, ușile, toate drăciile și s-a mai deschis ușa singură după aia. Ce mi imaginez eu acum că a făcut? A intrat fix atunci când a zis o chestie aia cu papucii. Apoi eu stăteam în cameră, vorbeam la telefon cu Andrei și așa mai departe. Ideea e că vorbeam, probabil nu m-a auzit și gen a intrat în casă fix când să fure, m-au auzit mine vorbind și n-am vrut să plece cu mâna goală, că nu pleci cu mâna goală, că mergi la furat. Și au și el un laptop, deși nici laptopul nu era așa. Dar totuși nu are nicio logică că laptopul era în colțul opus al camerei. Laptopul e exact Bruno, este că laptopul e Bruno și Voinea este portofelul. Logica nimeni nu vrea pe Voinea. Hello darkness my old friend. Dar gen, era primul în pula mea, gen, n-a verificat să ia ăla. Sau gen, dacă tot lipă Bruno și în întoarcerea ta e portofelul, nici portofelul, adică, bă, adică măcar niciun sens, n-a avut niciun sens. Deci n-avea sens să fie furat, efectiv. Și a venit Voinea a doua seara și daragiule, eu dormeam sau nu știu ce făceam, ideea că eram în cameră, dar ai folosit laptopul, l-ai luat și eram, nu. Și după aia, Voinea era somn și nu s-a mai verificat dacă e laptopul. Am zis, las pe mâine, nu mai. Și șmecheria e că l-am văzut laptopul, asta era chestia, gen, eu când am verificat camera, când am verificat, era un laptop acolo. Gen, n-am stat să mă uit prin lucrurile lui Voinea, dar efectiv când am venit înapoi știam că e laptopul acolo pentru că avea tableta pe ea și observa, știi? Și tableta e argintie un pic, o să vedeți și laptopul și toate căcaturile. Exact cum din a lăsat poliția. Și am zis că, pula mea, poate nu-l găsește el, că Voinea e detortonat, aruncă căcaturi, na, pula mea. Ne-am culcat, ne-am sculat dimineața. Eu m-am sculat cu Voinea zicându-mi că se duce la poliție. Deci mă sună un număr random. Asta e povestea lui Voinea, exact ce s-a întâmplat din partea lui Voinea. Le-a sunat, spune exact ce s-a întâmplat. Eu m-am culcat la 2, mă trezesc la 7 dimineața, 6:59, mă trezesc, telefon, număr random. Logic că nu răspund în pula mea, somn și ție, nu știu ce, îl dau pe mut. Mă sună încă o dată, îl dau pe mut, mă sună încă o dată, îl dau pe mut, mă sună la 4 ore, zic în pula mea, cine dracu o fi? Răspund, alo, bună ziua, nu aveți cumva un laptop furat? Și eram acolo, s-ar putea cine? Poliția locală din Năvodari, veniți până la secție, nu știu ce, verificați dacă mai are cineva. Deci noi suntem în Mamaia. Mă sună ăștia, repede trezește-te, îmbracă-te, mă duc, nici nu știu cum am ajuns acolo, prea de dimineață, mă iau acolo înăuntru, nu știu ce, am prins un tip, avea pungi întregi cu venise, a venit special la furat, n-avea mașină sau ceva, avea, efectiv, intra în casă, fura, le punea într-o pungă și pe aia mergea cu pungi, cu vreo 4 pungi după el, lucruri furate. Mi-au zis să ia de la poliție, nici măcar tricou de pe el nu era. Nici măcar tricou pula mea, era jegos și tricou. Era jegos full și tricou era curat, deci avea un tricou pe el, slip și un ceas la mână. Și slip era singurul lucru care a venit. A venit cu slip în Mamaia la furat. Și completez acolo formulare chestii poliție, mă întreabă dacă mai știe cineva ceva. Mi-am luat lucrurile, după aia zice poliția, bă, hai să venim și să vedem cum a intrat pe balcon, nu știu ce, vine acolo, dar aruncă cu căcat de ala de amprente peste tot, iau amprente, așa, eu eram acolo, nici nu mă trezisem bine, nu știam ce dracu se întâmplă. Gen, o parte amuzantă din toată șmecheria asta, înainte să ne dea cu prafuri peste tot, era poliția aia în sine, erau 3 poliția. Deci, Voinea știe mai bine să vă spună din punct de vedere gen ce era la secție, a ce s-a întâmplat aici, eram și eu, știi că eram acasă și a venit Voinea cu poliția așa, gen, dar trebuie să dai și declarație că pula mea. Și, pula mea, eram aici chill, vine Voinea, 3 polițiști, îi numim, nu știu ce nume să le dau. Era unul care avea o vestă pe el, îl numim Nenea Vestă, gen avea vestă din aia, nu știu dacă era antiglonț sau ceva, dar era o vestă, arăta ca exact... Poliția, nu știu ce... Exact, arăta exact ca vestă antiglonț, dacă știi cum arată din GTA sau orice căcat. Era cam șeful pe acolo. Era un fel de șef fără din singură. Era un moș, era drăguțel ca și om, adică nu era fix la care se venea să dea pula peste ceafă, era drăguț cu noi, nu era drăguț cu alții. Apoi mai era un chelios, îl numim Nenea Chelios, deci Nenea Vestă, Nenea Chelios. Cheliosul era un fel de gigel. Nu prea știa el cum se folosește creierul și îmi completam mie procesul verbal cu mâna lui și eu trebuia să mă uit la el să-l corectez că greșea. Era prost. Efectiv, era genul stereotip de polițist care gen stă în mașină și mănâncă gogoși, bine, la America, gen ăla stă în mașină și mănâncă gogoși, e gras. Efectiv, așa era, chiar și gras. Și mai era unul șmecher care nu era din poliția de pe aici. Era din București, un criminalist. Era un criminalist, adică nene de la care vine și face poze și îți dă cu praf peste tot. Era un băiat care gen, nu știu dacă de mult a început să fie polițist, să spun așa, gen era nou, știi? Și l-a chemat de la București ca să vină să verifice căcatul ăsta. Bine, nu cred că a venit special pentru noi, dar gen probabil în perioada asta, gen când vin turiștii și căcat, s-au mai întâmplat pule de genul și are, da, s-a ciodit și așa și gen trebuie să stea prin preaj. Și era Nenea Vestă, Nenea chel și gras și Nenea șmecher. Nenea șmecher era tânăr, avea și mușchi sau era chill, știi, adică nu era cel mai mușchios, dar era arăta bine, știi, dar nu știam de undeva, nu știu dacă a lucrat cu taică-mă sau ceva înainte, dar știam de undeva. Vine Nenea Vestă, Nenea Vestă cu gură mare să ne ceară numerele de telefon și să zică, deci fie, deci noi avem balconul ăsta, imaginați că balconul de la Bruno e balconul pe care n-avea cum să intre votul, că aici stau eu, ok? Balconul din camera mea. În partea aia e camera lui Voinea, fix în capul lui Voinea, uite, vezi, îmi trece mâna prin capul lui Voinea, fix acolo e camera lui Voinea. E camera cu balcon separat de ăsta, că pe o parte e altă în pula mea de casă, da? Vine polițistul ăla, ne întreabă, hai să ne întrebăm oare cum s-a întâmplat, ați avut ușa deschisă? Nu, că eram în casă, oricum n-avea cum să intre pe ușă, gen, eu dacă stau în pat în momentul ăsta, așa, de, fix în tine, un pic mai încolo, e ușa de la intrare, dacă mă uiți, știi, adică n-avea cum să intre pe ușă, plus că se auzea, plus că pula mea. Ne întreabă, ai intrat pe ușă, e clar, verifică el uși chestii, îi spun, nu. Gen, a intrat pe balcon. Avea și încuie doar, a intrat pe balcon, face la a, da mă, normal că a intrat pe balcon, se duce la balconul meu, din camera mea, în pula mea. Care n-avea niciun sens, deci i-am spus că sunt două balcoane când m-a întrebat, eram la secție, am spus că sunt două balcoane, pe unul care e spre camera cealaltă și unul spre camera mea, unde am avut ușa deschisă pentru 5 minute. Eu i-am explicat chestia asta, el asta și mă ascultă, dar nu știu cât m-a ascultat de bine. Am spus că balconul ăsta n-are cum și gen, balconul ăsta are balcon comun cu o bucătărie, în fine, sunt practic partea asta de casă are un balcon, partea aia de casă are alt balcon, partea aia de casă era de unde s-a furat, partea asta de casă în care nu s-a furat nimic. Și face polițistul, vine pe balconul ăsta, face, mă întreb cum a sărit pe aici, mă întreb cum a făcut-o, mă întreb pe unde a deschis-o. Mi s-a stricat toate teoriile când i-am explicat că, măi, mai e un balcon. Aaaa, pe acolo a intrat, sunt clar, e clar, e clar. Și gen, s-a dus acolo, a mirosit el ce a mirosit, a verificat. Și după aia, să nu atingeți nimic, că poate distrugeți probele. Și gen, cum pula să nu atingem nimic? Că nu știam că ne-a furat. În plus, hoțul era prins. Deci pe mine m-au sunat de dimineață că prinseseră hoțul și găsiseră laptopul, mi-au intrat pe Facebook, mi-au citit mesajele și au văzut că sunt în Voinea. Adică, gen, a intrat pe Facebook pe laptop ca să vadă cine are laptopul. Bine, avea parola salvată și căcat. Și ideea e că a văzut pe Voinea. Andrei a văzut numărul de telefon și gen a sunat numărul ăla de la telefon și a spus că e laptopul furat. Gen, practic, au recuperat tot deja, au știut și care e hoțul, au știut tot. Dar în capul lor aveau nevoie de probe să mai ia încă o dată ca să verifice amprente și căcaci și pișat. Probabil că avea omul care avea și amprentele pe mână în pula mea și le-a luat direct de acolo. Probabil vreau să verifice, gen că poate l-a furat de la alt hoț, mai știi, poate alt om nu ne-a furat pe noi sau te-a luat pe capul ăla și a furat mai departe. E clar că se poate. A venit după aia nenea ăla și ne-a luat declarații. Pe mine tot spunea căcatul și eu ziceam da, 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 buletinul, mi-a luat toate pulele, mi-a luat mie declarație și aia a fost șmecheria. Gen, efectiv, a verificat, au fost proști, le-am explicat ce s-a întâmplat, după aia au terminat cu un cot din ăla șmecher că poliția din Năvodari vă sugerează să închideți ușile și să lăsați luminile aprinse când plecați. Da, și muzica și să dați totul un talpă, să se audă că e cineva în casă, să băgați mormoni, să băgați benșuri, să urle prin casă, nu știu ce poți să faci. În fine. Da, am lăsat ușa deschisă 5 minute în pula. Deci, practic, aici n-am voie să deschid geamul, să respir aer curat, că intră hoțul peste mine și îmi dă în cap și mă fute în cur. Nenea ăla, deci tot avea ceva cu violul, mă. Deci tot o băga pe aia cu violul. Noi am spus că nu era decât el în casă. Eram numai eu. Și nu m-a violat pe mine așa ușor, putea să-mi facă ce vrea el. Oricum eram băiat, adică, nu știu. Eu și iubita mea eram plecați. Și tot zicea că ne putea viola, ne-ar fi putut viola. Eu eram plecat cu iubita, ok? Zicea că m-ar fi putut lega pe mine și să violeze pe ea, dar noi nu eram acasă. Deci el era la Neversea și Neversea stătea seara târziu, știi? El a fost plecat, eu eram singur în casa asta. Atât. Și el o băga, gen, a sunat proprietara, ne-a cerut numele de telefon, a supărat-o pe aia, gen, a sunat-o pe aia, supărat, gen, veniți acum la secție că vă violează copiii. Aia m-a sunat după pe mine și mi-a spus că aproape a făcut infarct, naiba, că aia nici măcar nu era pe aici, pe aproape, era că la 4 ore distanță, să o sună pe aia repede, bă, vină la secție de poliție, dar n-avea nicio treabă. Dar nici măcar nu era ceva așa de grav, adică gen, au furat un laptop, bine, dar nu e ca și cum l-au furat și nu l-au găsit, adică gen l-au găsit, era totul așa de rezolvat, numai că le place vreau să facă drama, să sune pe aia gen, putea să vă violeze, bă, să vă omoare aici, să vă... Bă, sincer, măcar le mulțumesc că nici măcar nu știam cum mi-a furat laptopul și mi l-au dat înapoi. Domnul comandant de la secție de poliție era un tip foarte de treabă, era și mai tinerele el, așa, restul erau cam moși. Mulțumim că ne-ați ajutat și că nu știa nimeni că e ciordit. Dar, nu știu, fiecare cu problemele lui la casă, erau niște polițiști cam așa, foarte de treabă până la urmă, ne-au rezolvat, au plecat, ăla tot o ținea că putea să ne violeze și să ne omoare, am înțeles, mulțumesc, bine că nu s-a întâmplat, Doamne ferește, și na, ce să zic, gen avea o chestie, că dacă vă găseam morți în casă, pe cine mai dădeam vina? Da. Bă, dar ce pula mea, asta a fost. Acum, așa de final, că nu știu ce să vă mai zic, gen, asta e povestea în mare, am luat laptopul înapoi, tot e ok, noi plecăm înapoi la Vâlcea, când ajung la Vâlcea o să vă fac unboxing, toate ofrandele, toate desenele, toate chestiile și de la YouTube-ul dinainte, probabil voi nu o să fie acolo atunci, dar o să le vedeți, ok? Aia e șmecheria. Mulțumesc tuturor că au venit la mici, acum să vă arătăm în primul rând, Voinea, făi că este laptopul tău. Proba 1. Să vedeți, dă cu praf verde ca să ia amprente, dar ți-l distruge efectiv, uite cum arată în pula mea. Se vede? Gen, se vede, ia, îl apropie așa puțin. Gen, ala cu praf, asta zice că e de thumbnail. Ce thumbnail putem pune? Ești pe spate, ești pe față, e praf verde peste tot în pula mea. Uite pe mâine, puneți mâna așa aproape de cameră să se vadă, că se ia instant. Nu știu, vedeți? Bă, dar mi-a furat și cablurile, mi-a furat și cablul de la laptop și cablul de la tabletă. Să meargă complet, că mi-a fost de... Dar pixul de la tabletă nu l-a furat. Asta e tableta de aia grafică, tot era furat, a dat cu praf negru pe aia că e gay și nu știu că pute. Asta m-a mai curățat-o. M-a pus-o curăț că trebuia să ia seria de pe asta ceva, nu știu. Și astea erau ciordici, acum să vă arătăm gen cum arăta locul care a ciordic, că poate vă faceți și voi idei, gen cum arăta camera, cum arăta o chestie, o tanti la geam care are un copil în mână care se vorbează la noi. Salut, tanti! Bune, aia să vă arătăm gen cum arată pișaturile de camere prin care am trecut. Deci, în primul rând, ca să vă arătăm ce e în cameră, gen, ăsta e balconul din camera mea, în pula mea, efectiv. Singurul mod în care poți să intri, e așa, gen, pe partea asta nici măcar n-are chestii de care poți să te prinzi. Aici n-a intrat poți, deci aici e un X, ok? Acum, ca să înțelegeți care e șmecheria, gen, asta e baie, geamul ăla l-am închis, ai ușa, care am închis-o, ușa aia duce afară. Asta e camera lui Voinea, asta e camera de lângă camera mea, aia e camera mea cu Bruno, asta e camera lui Voinea. Vedeți ce curat e, gen fix acolo unde filmezi și restii jegos. Asta e dulapul în care am verificat, uite așa, soc, poc, nu e hoțul, e hoțul, aia e pula mea. Aici, pac, e hoțul, nu e hoțul, că aici saine. Să vezi dacă e după ușă, dar după ușă oricum n-avea cum să încapă, vedeți? Că-s căcaturi. Peste tot n-are cum, efectiv, pat pule. Asta era singurul loc în care a fost deschis 3 secunde și aici a dat poliția cu chestiile aia verde. Nu știu dacă se vede, că gen e lumină. Vedeți pula asta verde? Arată cu pule verzi peste tot ca să ia amprente și căcat. Apoi a scăpat căcat negru pe jos, fără niciun sens, doar l-a scăpat. În pula mea, gen ușa era fix atât, deci era doar deschisă, gen nimic că nu era, să zici că era așa în pula mea și scria la intrare cu intrați, vă rog frumos. Nu furați și laptopul. Da, uite, arată cu pule verzi peste tot pe aici și așa arată balconul. Și, uite, pe acolo n-avea cum, efectiv, vedeți că e gard, adică gen avea atât de... Gata, ne-am blocat. Gen, era așa de not responsive să o iei pe acolo. Singurul mod putea să ia pe aici. Și pe aici, gen, ce să ne imaginăm ce putea să facă. A venit pe acolo sau pe acolo. A sărit pișatul ăsta, a venit țop, 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 țop pe aici. A venit el încetișor, floș, că am pins un pic de ușă. Dar trebuia să o verifice, că nu se vedea că e deschisă. Efectiv, dar vezi că nu se vedea că e deschisă, efectiv. Da. Dar trebuie să o verifice. Hai tot aici. Și acum hai să facem un reset. Uite, hai să... Fix așa era. Gen, uite, astea sunt căcaturile lui Voinea. Gândește că erau așa în pat, da? În pula mea, se vedea că era portofel. În fine, erau acolo. Laptopul era acolo, în pula mea. Fix acolo, ok? Și a venit, a trecut pe lângă astea. Șpac, 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 a luat laptopul, a luat pula, s-a întors pe aici, iar a trecut pe lângă astea și după aia a ieșit înapoi pe ușă. Probabil m-au auzit pe mine gen, aaa, s-aude ceva din partea aia, că gen, vedeți, că eu, camera mea e fix aici, se aude tot în pula mea. Și doar ușa asta era închisă, cealaltă ușa era de... Asta era închisă. Și cam asta a fost povestea cum ne-a furat pe noi la Neversea. Am recuperat totul, n-a fost nicio problemă până la urmă, mulțumesc lor care au reparat povestea înainte să știm că ne-a furat în pula mea. E o chestie interesantă, să te străgi că ai fost ciorlit fără să știi că ai fost ciorlit. Nu cumva i s-a furat un laptop. Da? Hai să-l mai salutăm pe Bruno pentru ultima oară. Nu o să-l mai vedeți pe Bruno vreodată, că îl lăsăm aici, că nu e al nostru. Asta este laptopul magic verzui. Bruno, adio, Alpaca King Out, să ne vedem împreună. Un an mai bun, Revelion fericit, 2014. Spune respect, spune respect. Bruno niciodată nu mă ascultă, zi-mă Bruno, respect, respect. Unde ești? Respect, bă, respect, bitch. Ne vedem toți. Alpaca King Out.